12 persoane au fost conduse de polițiști la audieri, iar în continuare polițiștii desfășoară activități de căutare a altor 4 persoane care ar fi participat la altercația de ieri și care în prezent se sustrag cercetărilor. În această dimineață, un nou bărbat cu vârste cuprinse între 19 și 42 de ani din Craiova, bănuiți că ar fi participat în altercația ce a avut loc în cursul zilei de ieri în cartierul Craiovița 9 din Craiova, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetările în acest caz au fost desfășurate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj și Poliția Municipiului Craiova sub directa coordonare a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Cercetările au continuat în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, dar și tentativă la omor, desăvârșirea acestei infracțiuni fiind bănuit un bărbat de 39 de ani. Cei 9 bărbați reținuți pentru 24 de ore urmează să fie prezentați instanței de judecată cu propunerile corespunzătoare.